Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vin cu completări. Pentru că am fost întrebat în ultima perioadă, referitor la circuitele cap scară, cap cruce pe care le-am efectuat. De ce nu am simplificat și am mers cu releu pas cu pas? Ei bine, răspunsul pentru mine e simplu, dar aș vrea să vă spun și vouă și aș vrea să dezvoltăm puțin. Poate de ce nu să și dezbatem, că am văzut că și voi răspundeți destul de pertinent la ceea ce discutăm. În primul rând, faptul că în comparație cu releu, sistemul releu cu pas cu pas, varianta clasică, varianta circuit cap scară cap cruce, nu necesită niciun fel de intervenție. În cazul de față, eu, cum de altfel v-am zis și acolo, este o lucrare în deplasare, sau mă rog, era o lucrare, este o lucrare în deplasare, și atunci, ca eu să stau liniștit, consider că e mult mai simplu și mult mai eficient să mergi cu circuitul clasic, cap scară cap cruce, sau cap scară cruce, cum vreți voi să-i spunem, deoarece la acest circuit numai după ce îl configurezi și îl efectuezi, nu mai e nevoie să mai intervii. Da? Nu necesită intervenții ulterioare, nu necesită mentenanță, nu necesită nimic, pentru că pur și simplu dacă folosești întrerupătoare de bună calitate, practic nu ai nevoie de nimic și nu ți-e teamă că s-ar putea întâmpla ceva. O să-mi spuneți, bine, dar și un releu poate să țină nu știu cât timp. Dar, cum mereu v-am spus, de fiecare dată când discutăm despre o componentă electronică, în principiu, mereu spun, poate să fie Mercedes, Audi, BMW și ele se mai strică, da? Fie că e Finder, că e ABB, că e Siemens, că ce vreți voi, Schrack, Schneider și ce mai vreți voi, și ale se pot strica, nu pot să pun încredere atât de tare și să mă bazez pe o protecție care, pe un dispozitiv electronic care să funcționeze nu știu câți ani. Da? Până la urmă facem instalația pentru o viață, nu facem pentru 2-3 ani. Da? În acest motiv, consider că e mult mai eficient să știu că nu mă sună clientul și să spună vezi că nu se mai aprinde nu știu ce lampă și eu trebuie să las totul și să mă duc nu știu câte sute de kilometri să ajung să văd că am un releu care s-a defectat sau i s-au sudat contactii sau nu știu, din N motive nu mai face contact cum trebuie și tot așa. Așadar, nu spun faptul că nu folosesc și eu relee pas cu pas, dar în general unde utilizăm relee pas cu pas, deja utilizăm la nivel de automatizări sisteme smart, acum nu-ți mai bați capul, și dacă folosești sistem de aprindere cu relee pas cu pas, atunci automat ții în calcul să poți să ajungi, în cazul în care se întâmplă ceva, să poți să ajungi relativ repede, adică în general în zona unde îți desfășori activitatea. Iar cât ține despre să-ți simplifici munca, da, într-adevăr, nu mai foloseai 4 fire, foloseai 2 fire, dar, cum v-am spus și întotdeauna, uite, cel mai bun exemplu este la blocuri. La blocuri unde, într-adevăr, cea mai bună soluție era varianta releelor pas cu pas, deoarece îți lungim foarte mari de circuite, era mult mai simplu, dar în general, după cum știți că problema la blocuri pentru cei care fac mentenanță și întreținere sau, care au făcut intervenții la părțile comune de la blocuri, ați observat că și la circuitul pas cu pas, dacă s-a întrerupt un fir, s-a terminat treaba, adică pur și simplu nu mai poți să închizi contactul, să dai comandă la releu, respectiv trebuie să găsești variante, și știți că marea majoritate administratorilor de la blocuri, sau variantele cele mai eficiente, să spunem așa, de la blocuri,
s-au mutat pe lămpi cu senzor pentru a, mă rog, o eficiență mult mai bună. Deci, în concluzie, ideea e simplă. Am optat pentru varianta clasică, o variantă care știu că nu îmi dă bătăi de cap. Cum ne gândim, dacă, spre exemplu, în viitor mi se întrerupe un fir, știu că am, adică pot să trec din sistemul cap-scară, pot să trec cap-scară, cap-cruce, pot să trec în sistem releu pas cu pas, și asta pentru că am optat diferit să fac infrastructura. Nu vreau să dezvolt acum pentru că n-am nici cum să vă explic în detaliu. Cert este că am pregătit instalația și în eventualea alegere în care ar trebui să utilizez relee smart, da? Deci eu am făcut într-un anumit fel încât dacă clientul o să vrea pe viitor ca zona aia care ați văzut-o voi mai stufoasă de la intrare să pună niște actuatori, niște relee dintre astea micuțe, ați văzut că am utilizat și doze cu buzunar, adică, mă rog, am gândit-o într-un mod în care putem să dezvoltăm și putem să upgradăm sistem. Așadar, ăsta este răspunsul meu, aș vrea să știu și părerile voastre despre acest subiect, da? Cum am spus, utilizarea releelor pas cu pas sunt ok. N-aș vrea să intru în polemici legate de faptul că releul pas cu pas se aude, că e zgomotos. Da, depinde de la caz la caz. În general, ele sunt zgomotoase, adică în momentul în care apeși pe butonul de revenire, se aude cum se închide contactul. Sunt relee de la Finder care sunt foarte silențioase. Mai nou găsești și relee care aproape că nu se aud deloc. Dar, mă rog, știți cum e, depinde de unde te duci și ce achiziționezi. Cert este că, fiind un dispozitiv electronic, nu aș pune bază, mai ales când e un proiect mai departe de zona unde ești tu, și n-aș pune bază să stau să mă încred în el așa de mult cum mă încred într-un sistem de, mă rog, într-un circuit cap-scară, cap-cruce, care a dovedit de-a lungul anilor că și-a făcut treaba și n-am avut probleme cu el. Bun, în speranța că s-a lămurit și acest lucru, vă las sănătoși și să ne vedem cu bine, iar de până data viitoare rămâneți pe fază.